Băi, deci fii atent, ca să nu mai stai degeaba toată ziua, eu propun să ne înrolăm în armată. Zim ce ți-ar plăcea să fii. Pușcaș, marin, medic. Mi-ar plăcea să fiu tank. Tank! Cum mă tank? Tank! Cum să fii mă tank? Uite așa! Cum uite tank? Așa. Tank? Tank! Tank! Bine mă, fii atent. Dacă vrei să devii tank, îți spunem cum faci să devii tank. Cum? Cu sponsorul acestui video. World of Tanks! Ce ai făcut? Te-ai speriat? World of Tanks. De ce te-ai speriat, mă, că avem sponsor bun rău de tot? Fii atent. World of Tanks. E un joc în care tu și prietenii tăi te înrolezi în armată și ai tank. Cu scopul de a elimina echipa adversă. Clar până aici? Da, mă joc cu prietenii. Battle Tanks. Din câte tankuri ai de ales? Greșit. Ai 6 de tankuri din care trebuie să alegi. Ai tankuri germane, tankuri americane, tankuri japoneze, poloneze, tot ce vrei tu. Ia zi, din ce sunt inspirate hărțile din acest joc? Dintr-un atlas? Greșit. Sunt inspirate din locații reale unde au avut loc lupte reale. Fii atent, Berlin, Normandia, Rovine, stai jos, nu știi nimic. Fii atent, fii mă atent. Sunt. Bă, nu o să faci asta pentru mine. Te duci acasă, îți faci un duș, te relaxezi, te uiți la instructajul ăsta pe care îl filmăm acum și dai click pe linkul din descriere ca să downloadezi jocul. Ai înțeles, okay, Andreas? Și după ce downloadezi jocul, ce fac? Păi fii atent, dacă ai dat click pe linkul din descriere, facem în felul următor. Un tank englezesc Excelsior, de nu ți-e rușine să duci cu el nici în club, dar amită la război. Ai 3 tankuri premium. Primele 10 lupte până ți intri în mână. Ai 250.000 de credite în joc, ai 7 zile premium. Da, nu sună rău. Evident că nu sună rău și vezi că oferta asta nu e doar pentru tine, e pentru toți oamenii care se uită la clipul ăsta. Deci hai băieți, click pe linkul din descriere și să ne vedem pe front. Mergem pe front? Mergem. Și înainte să plecăm pe front, să-l trimitem pe Andreas acasă să se pregătească ca să plecăm împreună pe front să ne alegem cele mai bune tankuri. Vă las să vă uitați la parodia pe care am făcut-o împreună cu Andreas și echipa de filmare, tipuri de youtuberi în război. Și până atunci, dați click pe linkul din descriere și ne vedem în World of Tanks. Vizionare plăcută! A, deci! Deci! Ascultați comanda la mine! Tipuri de youtuberi în război! Pădăria, pădăria de mătate, Ionel cu pădăria, Ionel cu pădăria. Hai brâdolaică, hai mă da doadă, hai de brâdolaică, hai mă da. Te dați like la Nicucior 7 Gaming pe YouTube, dacă faci live, să faci de live, faci din gen toată lumea, hai mă, să vin la ziua mea, să te întorci, ori te poate de aici, tot de distor toată lumea, Maria Magdalena, toată băieții, obținut la inimă. Apoi la război! Băi! Soldat, scurtă comanda la mine! Apoi la război! M-am îndrăgotit! M-am îndrăgotit! Deci, uite ce trebuie să faci. Da, să trei. Nu din Târnăveni. Da, să trei. Te prezinți la capitală mâine dimineață la prima oră. Da, să trei. Misiunea ta? Să distrugi inamicul. Da. S-a înțeles? Da, să trei. Cadet Palaș, bine ai venit, rău ai nimerit. Drept! Ioi, pulă, unde am vint? Pula ai, domne. La stânga. Să trei. Drept! Drept! Drept, zonă, auzi? Nu poți să trăiți, nu poți, că-s cocoșanul, vedeți? Culcat! Da, să trăiți dacă dumneavoastră vreți. Doamne ajută! Prezentat arm! Da, să trăiți! Dax 20! Jaxi 20. Viețile mele, să vă spun ce s-a întâmplat în capa și gura voastră. Viața voastră a primit înrolarea în armată, să spun așa. Am venit aici pe câmp împreună cu toți băieții, viețile mele sunt toți aici. Și să vedem ce se întâmplă, haideți până la ei să vedem. Încercăm acum în capa și gura voastră să supraviețuim 24 de ore în pădure. Viețile mele, sunt și cu viețile mele aici, o să mergem la viețile mele, să vi arăt pe viețile mele, mâncava și gura voastră. Haideți viețile mele să vedem ce se întâmplă. Cadet, zeciu! Ce faci?
Dar viața mea, ce s-a întâmplat? Ce viața mea? Cum adică? Viața mea. Viața mea, da, fac și eu un vlog, un outro, da, să dai și tu acolo la niște subscribe. Bă, vezi că tu ești în armată acum. Mamă, viețile mele, vezi ce gură de miel are ăsta. Poftim? Mâncava și gura voastră, n-am spus nimic. Nimic n-am spus. Dai și subscribe viețile mele, că nu mai scap de aici, 24 de ore. Putu-vă morții în gură ca război cu Nexus-ul! Putu-vă morții și familia voastră în gură să vă fut! Pa! Soldat Marian, știi de ce am venit noi aici? Să bești noi o beri? Bem și noi o beri! Bem o beri? Beau! Am venit aici pentru că ne atacă inamicul. E foarte aproape de noi și trebuie să fim gata de luptă. Deci fii atent! Tu ești în divizia a patra. Avansezi prin francul stâng și... Alo? Trebuie să avansezi prin francul stâng și... Alo? Ai înțeles? Da. Ce trebuie să faci? Să bești noi o beri. Cadeți! Inspecție! Ce avem noi aici? Cadetul Man High nu are uniformă. Și pare că nu poate să comunice decât folosind cuvântul bro. Bro! Armă n-are. Hai să-i dea cineva o armă măcar. Bro! Știi ce trebuie să faci cu aia? Bro! Vreau să vă mulțumesc celor care au vizionat acest clip și în continuare vreau să mulțumesc și celor de la World of Tanks pentru că au sponsorizat acest clip, acest video. Dați-mă viețile mele și voi acolo un subscribe, că se supără like-ul. Mă, Teo, stai-mă viața mea cu minte, că nu e chiar așa. Mulțumim de like, subscribe și nu încă o dată. Vin pe descrierea cu ușa la World of Tanks acolo. Să mergem în război cu toți. Să fiți Stanca Andreas, la București. Viețile mele atât am primit în luat. Hai că gâlgâie ăsta aici, s-a dus la valiera. E pe viețile lui acum. Domnul Cămiloi. Imogen! Ce moaște ta face acolo? Continuă, ce pui mei faci? Ia uite copilul. A, bă, e bună, hai. Nu filmez, mă, doar dau rec. Și ia vezi, mă, vine cineva, nu vine, mă, dar asta că filmez. Oh, bro. Yo, dă pătura de acolo, bro.